informație de ultimă oră, breaking news, doamnelor și domnilor, legată de pacienta suspectată că era infectată cu coronavirus. Ei bine, în urmă cu puțin timp au venit rezultatele analizelor de la Spitalul Matei Balș. Colega mea, Sabrina Preda, vine cu toate informațiile în acest moment. Vestea bună este că nu se confirmă suspiciunea. Sabrina este chiar la Matei Balș. Bună ziua! Bun găsit, Mihaela. Într-adevăr, nu s-a confirmat, nu există coronavirus în acest moment, niciun caz de coronavirus confirmat în România. Femeia de 33 de ani este în afara oricărui pericol în acest moment. Nu i-a fost confirmat nici analiza de coronavirus, dar nici pentru gripa de aici din țară. În acest moment ea rămâne internată, se vor mai face câteva analize, însă în scurt timp va fi externată. Din fericire, vorbim de vești bune, însă asta nu înseamnă că n-ar trebui să avem mare grijă la toți cei care vin dinspre China, toți cei care călătoresc în aceste momente. Ar fi bine să ne protejăm, mai ales pe aeroporturi, mai ales în avion, ar fi bine să purtăm o mască de protecție. Între timp, știm clar, în România este epidemie de gripă. Până în acest moment, 23 de persoane au murit din cauza gripei. Ultima victimă a fost un bărbat de 26 de ani din Prahova, vaccinat, însă cu probleme medicale preexistente, și de asemenea au fost confirmate deja peste 7.000 de cazuri de gripă clinică și peste 700 de cazuri de gripă. Mulțumim foarte mult, Sabrina.